A fost un meci greu. Am început în poziția de inter, dar mister mi-a spus că am libertate pe faza ofensivă și pot să mă duc pe poziția mea. Am încercat să-mi fac treaba, să-l ascult, să fac ce mi-a zis. A doua repriză, chiar și prima, am controlat jocuri, dar mă bucur că suntem o echipă matură și am reușit să câștigăm astăzi. Nu, noi putem juca și 4-3-3 și 4-4-2, este cam același sistem, ne putem schimba, putem juca toți. Din păcate, suferim foarte mult, am suferit până acum, cred că nu este o scuză, dar am avut și foarte mult ghinion până în etapa 10 acum. Cu această victorie, sigur, alta va fi fața noastră și trebuie să legăm victorii, pentru că este important să fim acolo sus unde ne este locul. Și totuși nici o partidă pentru voi care nu luați gol. Da, am mai spus. Parcă sezonul trecut ne apăram mult mai bine, dar asta nu vine doar de la fundaș, vine chiar de la atacant. Trebuie să fim mai compact, să ne apărăm toți, și atacantul și mijlocașii, pentru că nu ne mai dorim să primim goluri, să revenim iarăși de la 1-0 la fiecare meci pentru adversari și cam atât. Trebuie să ne apărăm toți și pe faza ofensivă sunt convins că vom marca. Da, îl avem în fiecare zi și ne gândim. Probabil a fost și un blocaj mental, asta ne-a blocat puțin, n-am reușit să câștigăm, dar cred că am avut și ghinion. Așa, cu victoria asta, avem minus 2 meciuri, ne dorim foarte mult să le câștigăm și vom fi sus. Da, încă, sincer, nu i-am analizat deloc. Eu personal nu știu nimic despre ei, probabil o să facem o analiză video și, bineînțeles, ne dorim victoria și acolo, pentru că eu, sincer, sunt optimist că vom putea trece mai departe. Mulțumesc! La revedere!